Bună ziua! Azi de dimineață am primit o surpriză. Natalia, ridică-te sus, ridică-te sus. Deci chiar o surpriză la care eu cu Natalia am rămas chiar surprinse. Și Daci cu bunica îs plecați în oraș și eu zis Daci, chiar m-a sunat între timp și mi-a spus du-te afară că a venit curierul. Ok, mă duc afară, văd dita mai cutia, un pic ușoară, m-am gândit, dar ce e aici? Și eu cu Natalia pe cutie, cu ce să desfacem repede? Și m-am dus repede, am adus foarfecă, am deschis, eram pachetat frumos într-o pungă neagră și ce să... Surpriză, uitați aici! Pepi fericit acum! Are pătuțul lui. Deci am primit acest cadou de la o doamnă dragă. Nu știu detaliile pentru că Daci știe mai multe și când o să ajungă acasă o să vă spună despre cine este vorba și cine a făcut acest frumos cadou pentru Pepi. Tu ce faci acum? Te bagi în cutie? Da. Uite că a venit Pepi! Pepi, hai aici, mă! Hai să vezi ce ai primit, mă, Pepi, mă! Hai să vezi, mă! Uite aici! Uite, ai pătuți, Pepi! Uite că e și frică! Am pus chetarul! Vine aici, mă! Mă! Că te vagabond ești, tot pleci! Pe căști te duci pe acolo! Numai te mir ce prieteni îți găsești! Pretendenți care... Da! Deci, acum, Pepi, până ce se obișnuiește... O să, nu, o să treacă un pic de timp, dar o să se obișnuiască el și o să se pună aici. Mamă, dar ce frumos, moale lui și ce faină culoare. Super, asta e croșetată, după câte se vede. Da, e foarte frumos făcut. Și cu fundiță, și cu ciucurei, și perinuța are Pepi cu numele lui. Deci, chiar foarte, foarte frumos. Nici nu-mi vine să cred. Eu am crezut că o comandat-o după internet, eu știu de la ce firmă. Dar pe când încolo l-am sunat pe Daci și am zis, dar ce-i cu surpriza asta? Zice că, a, s-a bucurat că nu n-o a văzut. Și o zis că să fac un început la video. Dar lasă-l pe Pepi. Nu, no, Pepi, uite. Ia, Pepiță, ce faină ești, mă! Îți place, Pepi, așa-i? Da, Să vă Pepi, și eu. îți place, Pepi. Tot vagabond ești, te duci pe străzi și nu mai vii acasă. Da, te duci la prietenii tăi. Păi da, o, ce fain e, așa-i, Pepi, îți place. Uite că îi place, vezi? Îi place pătuțului. Vezi, Pepi, ce-ai primit? Tu te chinui să te bagi în sertare la noi, în dulapuri și... Oh, săracul, nu și-o găsit locul. Și acum ai locul tău. Așa e, Pepi? Îți place? Așa e că îți place, Pepi. Da. Da, Pepi. Natalia s-a băgat în cutie. Așa e, Pepi, că îți place. Așa e. Îți place, Pepi. Și toarce deja, nu știu dacă se aude. Eu sunt un pic răgușită. De-abia îmi trece gâtul ăsta. Dar o să-mi treacă, că tot problema asta. Când beau un pic de rece, cum? Deja. Așa e, Pepi, că îți place, Pepi. Uitați aici cum se întinde, Pepi. Deci îi place. Îi place foarte mult. Uitați acolo. Wow, Pepiță! Așa e, Pepi. Că-ți place, Pepi! Așa-i? Ce-i pui și la cap perină? Aoleu, ce fain! Trebuie să-ți fac o poză, Pepi. Așa, Pepi! Așa, super! Îi place la Pepi, vezi, mă? Îi mulțumim mult, doamnei, care ne-a trimis pătuțul la Pepi. Uite, cred că vă uitați voi vă uitați la videoclipul ăsta și vedeți că îi place. Deci îi place foarte mult la Pepi. Vă mulțumim foarte mult pentru acest cadou și
precis și Pepi vă mulțumește foarte mult. Mai un pic și adorme. Hai să-i fac un pic de... Ha, Pepi, ce zici? Îți place? Așa e că e fain. Așa e, Pepi. Zi, Pepi. Mamă, ce fain e. Zi, Pepi, îți place. No, ăsta o fi culcușul tău de acum înainte, să știi, Pepi. Să știi. Aici păi o să doam aici. Da, te vezi, îi place la Pepi. Îi somn, vezi? Să simte bine, înseamnă că îi place. Vă mulțumim mult pentru cadoul ăsta frumos, pentru Pepi. Chiar ne place și nouă și văd că îi place și lui. Foarte, foarte mult îi place, văd că. La Pepi nostru. Mai tușez din când în când, dar o să-mi treacă. Nu, Pepi. Ești mulțumit? Foarte, zi. Zi, Pepi. Sunt foarte mulțumit. Deci, când vine Dacia acasă, o să zică mai multe detalii. Momentan eu nu prea știu nimica despre... No, cu cine a vorbit, cu... Deci chiar nu știu. Asta a fost o surpriză pentru mine și o zis Daci că când o să vină acasă o să fac un video și o să vă zic despre cine este vorba și cine ne-a trimis acest frumos cadou. Da. Așa e, Natalia. Îți place? Da. Îți place, așa? Și văd că și la Baby îi place. Uite ce frumos stă, Doamne, neclintit. Îi place la Baby. Ai creșe. Așa e. Așa-i, Pepi. Vezi că-și sperii. Deci uitați ce-i place la Pepi. Deci, e fericit. Vă mulțumim mult de acest cadou. Mă, Pepiță, mă. No, bun, vă filmez mai încolo, când vine Daci și dăm mai multe detalii despre doamna care ne-a trimis acest frumos cadou. Uitați pe Pepi cum stă. Nu s-ai trebuit să-i fac niște poze, că nu pot să mă abțin. Mă, Pepi, numai ce ai venit și acum te simți bine, ha? Uitați acolo. Da. Deci îi place. Îi place foarte mult. Chiar îi place la Pepi. Natalia, tu ce faci? Lucri? Da. Oh. No, bun. Pe mai târziu. Bună ziua! Am ajuns acasă și am avut minunata surpriză să vedem ce frumos pătuț ne-a trimis doamna. Pentru... Wow, eu cum o văd? Da. Că și acolo e... Îmi cer scuze că ce frumos cum e. Cheamă pe doamna. Poate că o menționat, dar cum eu vorbesc cu foarte... multă lume, nu mai ce frumos. Deci e un lucru de calitate, Angie. E făcut de mână. E croșetat, știi? Deci e wow, chiar wow. Nu m-am așteptat. Am crezut că o fi ceva comandat pe internet, gen China. Da, și e făcut de mână, să și vede. Când am văzut, am avut surpriza plăcută să văd că e un lucru care parcă îți se milă să-l pun pe mâț aici. Era frumos. Dar da. Chiar aveam nevoie de un pătuț. Da. Și unde să-l punem noi, să găsim noi un loc ușor. Unde, no, intimitatea lui. Pentru că așa-i place. Să-l folosească da. Pepii noastre sănătos. Îi place deja că l-am pus aici, îi place. Chiar ne bucurăm, mâțul nostru, cât să ne are, doi? Doi ani, cred că. E un mâț foarte... Surba. Merge și se bate colț mâț. Dacă Natalia îl prea nervează, prea întinde, atunci o atacă pe Natalia. Da, așa o atacă că fuge Natalia de el. Da. Deci un mâț foarte fain. Și vă mulțumim. Uitați, ne-a făcut personalizat cu numele lui pisica noastră, Pepi. Domnul să binecuvinteze și vreau să o
cumva să o răsplătesc. Doamna mi-a arătat site-ul ei de Facebook și acolo se poate comanda pentru cine dorește. Și mă gândesc că sunt mulți oameni care vrea așa produs frumos, deci calitativ, perina asta e groasă, faină, e deci nu-i nimic a făcut pe economie. Acum cât o costă? Super, nu chiar știu, îmi place. Dar vă spun ceva, dacă mergeți la un pet shop, îi 200-300 și nu-i calitatea asta, vă dau cuvântul. Deci nu-i chiar o calitate superioară. Foarte fain. Alea din comerț sunt pline de vatelină, sunt așa pufoasă, se vede în volum, se vede volum mare și când pun mâna e mai mult aer. Aici nu. Aici e foarte bine băgat acolo înăuntru ceea ce trebuie și chiar îmi place foarte mult. E făcut cu albastru, că el e băiețel. Da, el e băiat. Eu pot să ai și de aici cu lei. Serios, pentru noi e o bucurie, chiar ne bucurăm. Și acum vreau să vă prezint site-ul. Filmez eu încă ca să văd ce fac. Okay. Așa arată site-ul după Facebook. Puteți să puneți pe pauză sau îl las un pic mai lung și scrieți cum cheamă. Deci coșuri lucrate manual pentru pisici și căței. Și vă arăt ce o mai postat doamna aici pe site. Opala, am intrat altundeva. Ia vedeți. Asta îi ce-o mai făcut doamna. Deci face și pentru câini. Vedeți? Da, Lucky Paws, asta e pentru câini. Foarte frumos. Ia ce fain e asta cu fluturaș. Sunt mai multe modele acolo pentru animale. Boogie. Ah, happy. Sissy. Sissy și Elsa, pentru doi câini sau pisici, nu știu. Așa. Vedeți? Ah, asta e ce-o postat. Da. Postați mult cu animale. Ok. Israel. Ioi, Sami, acum mă sună. Deci, să văd dacă găsești un număr de telefon. Aici nu. Dacă văd eu cu Natalia, că am văzut Dita mai pachetul, cu Natalia, dar ce e aici? Menționați, zice, mami, okay. Hai să vedem. No, hai să vedem nu. Ce e. Ah, acum a intrat pe Facebook. Și eu o știu din prima. Stați un pic, eu insistă. Așa, am vorbit și cu vărul meu, că tot mă bate la cap cum să facă risotto cu creveți. Cum am mâncat aici la noi, i-a plăcut. Da, i-a plăcut mult. I-a plăcut și acum face acasă. Da, și eu zis că poate să facă cu iaurt în loc de smântână lichidă. No. Nu, ia să brânză atunci. Da. Am vorbit cu doamna care ne-a trimis, doamna Lăcrimioara, așa știu cum o cheamă. Da. Și ne-a spus să-mi trimiată un număr de telefon la care se poate face comandă. Dar eu la descriere vă scriu acolo și numărul de telefon și cum se numește pagina de Facebook. Acum ați văzut aici pe telefon coșurile lucrate. Acum văd că sunt manual angii făcute. Și chiar mi-a spus și doamna Lăcrimioara că cum am spus eu, am vorbit cu angii, am vorbit în filmat. Am cumpărat la pisica noastră cealaltă un pătus din ăsta, da. Și nu vrea să stie pe el, că era frică, făcea sunete. Făcea sunete, da. Și nu-s de calitate alea. Și da. Chiar mi-a spus că când o vorbit cu alt client și a spus când le trimite asta, nu se mai ridică de acolo. Dar ce, cum l-a pus pe Pepi Natalia, așa o stat. Nu se mai...
Deci sunt făcute acolo coșuri lucrate manual pentru pisici și căței. Deci sunt manual făcute. Uh-huh. Acum vă dau numărul de telefon. Așa, ăsta este numărul 0711 91 7402. Da. Și eu, cum am spus, la descriere o să la descriere o să scriu acolo detaliile astea toate. Da. Unde se poate face comandă, cum se numește site-ul de Facebook, să vedeți acolo modele. Comandați, că e o doamnă foarte, foarte călumea. Acum am vorbit prima dată cu ea, am sunat-o și au avut emoții, că ea s-a uită la noi de vreo 2 anișori. Domnul să o binecuvinteze pe ea și pe toată familia. Da. O funcționat foarte repede, deci ea mi-a scris, eu am trimis adresa și astăzi a venit în, nu știu, câteva zile. Da. Ok, acum facem finala video nostru. Deci chiar e foarte fain. Foarte fain. Chiar cum l-a pus pe Pepi, așa o stat aici. Da, e confortabil, deci, și e, da, bine umplut. Da. Nu-i făcut pe economie, nu-i făcut pe grabă. Deci asta e făcut, îți dai seama, Angie, e brodătură. Da, da, e wow. Fain, fain, fain. Se vede că e de calitate și chiar îmi place. Noi ne bucurăm. Okay, și Natalia s-a pus în el. Mă scol sus că mi-am murțit picioarele. Și Natalia s-a pus în el, da, de la filmat-o. Ce, prima dată s-a pus ea și eu l-am căutat pe Pepi, nu l-am găsit. Și după aia, între timp, când am filmat, atunci au reușit Pepi să vină, a stat acolo la ușă, după aia Natalia l-a adus și când l-a pus, așa a stat. Am văzut că i-a plăcut, am văzut. Da, i-a plăcut la Pepi. Să vezi la iarnă ce fain doarme aici. O, încă cum, da, o să-i placă la Pepi. Vă mulțumim tare, tare mult, doamnă Lăcrimioara, Domnul să vă binecuvinteze cu tot ce aveți nevoie și da, ne bucurăm să mai avem legătură, să mai vorbim. Noi suntem oameni simpli, nu suntem atât de complicați, suntem, da, cu frică de Dumnezeu și zic eu că dacă vorbiți cu noi nu o să vă pară rău și noi cu drag răspundem când avem timp, în limita timpului disponibil. Vă mulțumim încă o dată, nu am cuvânt, da, cât ne place. Chiar. Foarte fain. Natalia, cum l-a văzut așa împachetat în folia aia? Mami, Pepi, pentru Pepi. Și dacă vreți, da, să faceți și pentru oameni, nu mă supăr că nu mai am loc în pat, că vine fata, mă pune. Te pui tu aici. Da. No, bun, vă mulțumim. La revedere. La revedere. Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, 13 mai 2024. Roagă-te pentru înțelepciune. Înțelepciunea prețuiește mai mult decât mărgăritarele. Proverbele 8, versetul 11. Când împăratul Solomon i-a cerut lui Dumnezeu înțelepciune în loc de putere, faimă sau bogății, Dumnezeu i-a spus: fiindcă nu cer nici bogății, nici averi, nici slavă, nici moartea vrăjmașilor tăi, nici chiar o viață lungă, ci cer pentru tine înțelepciune și pricepere ca să judești pe poporul meu peste care te-am pus să domnești, înțelepciunea și priceperea îți sunt date. Îți voi da pe deasupra bogății, averi și slavă, cum n-a mai avut niciodată niciun împărat înaintea ta și cum nici nu va mai avea după tine. Am încheiat citatul din 2 Cronici, capitolul 1, versetele 11 și 12. Și-a ținut Dumnezeu promisiunea? Da. Solomon a devenit persoana cea mai faimoasă, cea mai bogată, cea mai puternică și cea mai înțeleaptă de pe pământ. Această descriere este atribuită lui Solomon. El a domnit peste cel mai important imperiu din lume din vremea aceea. Corăbiile sale comerciale au navigat peste mări, aducându-i comorile pământului. A proiectat și a construit câteva dintre cele mai importante clădiri ale lumii, inclusiv templul. A construit rezervoare, parcuri, grădini, vii. A fost un maestru al comerțului, al științei și literaturii. A devenit un distins scriitor și un muzician talentat. A învățat incredibila valoare a înțelepciunii. S-a bucurat de beneficiile ei și a scris: primiți mai degrabă învățăturile mele, adică ale înțelepciunii,
decât argintul și mai degrabă știința decât aurul scump, căci înțelepciunea prețuiește mai mult decât mărgăritarele și niciun lucru de preț nu se poate asemui cu ea. A scris în Proverbele 8, versetele 10 și 11. Cartea Proverbele sau Pildele lui Solomon are 31 de capitole, câte unul pentru fiecare zi a lunii. Așadar, ce s-ar întâmpla dacă ai citi câte un capitol pe zi în următoarele 12 luni? Cu siguranță vei deveni mai înțelept. Știu că planul tău e dumne meu. Condus viața mai decât o poate. Al tău copilul meu.
Thank you.